Bă, nu uitați să dați like și să vă abonați. Astăzi suntem la un nou vlog și în vlogul ăsta povestim despre poate ce dată despre știrile YouTube. M-am spălat pe cap, să-mi pun asta în cap. Voi poate n-ați văzut știrile și să vă spun eu. Noi cum îmi stă pe, cum am spălat și asta. Nu s-au stat bine. Oh, da, bun, pe măsă. PewDiePie a făcut 55 de milioane de abonați ieri. Max Infinite se apropie de milionul de milion. Mai are doar 3.000 de abonați și face 1 milion de abonați. Chiar acum este pe live. Ai Rafael, el are 995.000 de abonați, mai 5.000 de abonați și face și el milionul de abonați. L-am trecut foarte repede Max Infinite astăzi pe live-ul ăla. Este live de foarte mult timp și tot face pe abonați. Deci sigur să facă cele două canale azi 1 milion de abonați. Ori, da, deci de, vedeți, înainte cu un an nu doar un YouTuber avea 1 milion de abonați. Mikey Hash acum, Mikey Hash, Tequila, Yes Loss, acum Rafael, Maxi, Mii. Deci mult. Am văzut că a postat Florentin Hescu videoclip ca să s-a spălat în Coca-Cola și deja este 36.000 de like-uri în 20 de ore, deci nici o zi a 36.000 de like-uri. Sigur o să fac 100.000 de like-uri. Și eu la videoclip o să aveau 10 like-uri, da? Am 10 like-uri la videoclipul ăsta. Hai să strângem mai mulți abonați, să ne apropiem de suma enormă de 400 de abonați. Să vedem noi. Fac un videoclip mai special, vreau. Da, mai vreau să vă povestesc că zilele astea primez mai side, o să primez ca miercuri un cangur. Da, o să primez un cangur acolo. Nu cred că ai voie să filmez, dar o să țin telefonul în buzunar și o să se vadă statual. Să-ți filmez, ne primăm pe oraș, un daily vlog. Și un daily vlog și cam atâta. Deci, la gangurile ăla vreau neapărat să fac 100 de like-uri. Și nu glumesc, 100 de like-uri. Se poate 100 de like-uri la... Eu n-am mai făcut... Niciodată n-am văzut videoclip 100 de like-uri, maxim am făcut 50 de like-uri. Dar acum tot îmi că like-urile la orice videoclip, deci sunt sigur că pot face 100 de like-uri. Acum a ieșit soarele afară, bine, tot mă doare gâtul, știți că eu de când am canalul de YouTube deja mă doare de vreo 7 ori gâtul. Mă ia, tot mă ține de 2 săptămâni, nu știu cum trece, dar... Nu contează. Rău cum se vede pe rău. Deci așa a fost la YouTube. Știți acum cine se apropie de milion, îl bag fix acum videoclipul acesta și sper să vă placă. La revedere, dați like și abonați-vă.